Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Dana Maxim, bun găsit la Realitatea din PSD. Un premier, iată, eșuează înainte de a-și trece guvernul prin Parlament, ca un general care pierde lupta înainte de a intra în tranșee, înainte de a intra pe linia frontului. Din nou haos, din nou calcule politice, același divorț, de fapt, între politicieni și realitatea cruntă. Discutăm despre cum se vor naște majorități în Parlament, ce alianțe de conjunctură se vor face ca să avem totuși un guvern legitim până la sfârșitul anului, cu domnul Florin Lixandru, consilier general la Primăria Capitalei. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Iată, domnule Lixandru, că PNL și-a retras, așa cum spuneam, generalul din luptă. Războiul continuă însă, dar se schimbă armatele, se pare. PSD vine la guvernare, aceasta este strategia. Asistăm la un scenariu care a fost cumva prevestit dinainte, acela că domnul Ciucă își va prezenta, își va depune mandatul, iată că acest lucru s-a întâmplat pe fondul unei realități. Se știa foarte clar că acest guvern nu avea nicio șansă să treacă de Parlament, având în vedere afirmațiile liderilor partidelor care alcătuiesc Parlamentul României, și cred că a ajuns la concluzia că este cel mai bine să se retragă. Plus de asta, consider că este o strategie foarte bună a PNL de a retrage acest guvern, pentru că dacă ar fi mers mai departe și guvernul n-ar fi trecut de Parlament, în mod normal ar fi trebuit să declanșeze alegerile anticipate. Ceea ce nu convine niciunul dintre partidele care în prezent sunt la conducerea stărită, adică așa, nici PNL-ului, nici USR-ului. Cred că în această variantă am fi fost avantajați noi cei de la PSD și probabil AUR, pentru că suntem cei care ne preocupăm de soarta cetățenilor și practic venim în sprijinul acestora cu propuneri de măsuri, propuneri pentru că nu sunt luate în calcul, nu au fost luate în calcul. Să nu uităm că înainte de a prezenta acest programul de guvernare a acestui guvern nenăscut, să zic așa, Partidul Social Democrat a avansat un set de 10 măsuri care nu au fost luate în considerare în totalitate în acest program. Și atunci, probabil că și-au dat seama și dumnealor că decât să meargă la anticipate, mai bine ajung tot la vorba noastră, pentru că dacă vă aduceți aminte într-o emisiune anterioară, vă spuneam că soluția ar fi un guvern de Uniune Națională în care practic toți factorii politici să fie implicați, să stea la masa tratativelor și să ia cele mai bune decizii pentru cetățeni, sau un guvern care să aibă în spate o majoritate, care să se bucure de sprijinul unei majorități și să poată este avansa niște măsuri. Este foarte clar că PNL nu avea cum să facă majoritate în Parlament, nu-i așa? Practic PSD și USR au dat jos guvernul, da? După acest moment, totul a fost un haos. Iată, astăzi avem 591 de morți în spitalele din România. Vin facturi astronomice, ne așteaptă o iarnă foarte grea. E cineva în stare în acest moment să formeze un guvern legitim? Din păcate, realitatea aceasta este, în acest moment ne aflăm ca o corabie în derivă. Deci, practic, totul scapă de sub control sau a scăpat de sub control. Tocmai de aceea este nevoie de a se recurge la acele măsuri pe care Partidul Social Democrat le-a avansat și sperăm să fie luate în discuție. Și așa cum a afirmat și președintele partidului în această dimineață, este deschis la discuții, va răspunde solicitărilor, indiferent de pe ce palier politic vor veni aceste solicitări, Partidul Social Democrat va merge la discuții și va avansa setul de măsuri pe care noi l-am prezentat. Să nu uităm că Partidul Social Democrat are un program de guvernare cu care ne-am prezentat încă de la alegerile din 2020, dar care a fost cumva updatat la acest moment și care vine să rezolve problemele care se confruntă România la acest moment. Vorbesc aici de criza sanitară, vorbim de criza economică, vorbim de criza politică. Până acesta este principalul motiv. Ne aflăm într-o criză politică, cu criză politică adâncită cumva de la nivel înalt, chiar de însuși președintele țării. Și care trenează și care încă exact, după atâta timp nu are soluții. Și practic sperăm, e un punct și de la capăt. Sperăm ca în decursul zilelor următoare, în cel mai scurt timp, să se ajungă la o înțelegere astfel încât România să fie guvernată. Pentru că, așa cum spunem dumneavoastră, situația se scapă de sub control. Vedem ce se întâmplă în sănătate, vedem care este numărul morților în fiecare zi, numărul de infectări, ce se întâmplă în spitalele din România la acest moment. La acest moment, practic, este nevoie de măsuri care să vină în sprijinul populației, să rezolve problema din domeniul sanitar, să introducem pe piață acele antivirale de care avem nevoie, să fie omologate cumva și pe piața farmaceutică din România, să venim cu măsuri pentru populație și pentru
personalul din spitale, cumva să sporim numărul de paturi la ATI, pentru că ne confruntăm cu un val foarte mare de îmbolnăviți și din ce în ce mai multe persoane au nevoie de spitalizare. Să luăm măsuri astfel încât să populația să nu resimtă atât de tare efectele crizei economice, pentru că vine iarna. De ce se va întâmpla cu școala, de pildă? Pentru că știu că sunteți și director de școală după această săptămână. Așa cum bine știți, ne aflăm în vacanță. Da, din câte știu, până în acest moment, luni vom relua cursurile și este normal să se întâmple acest lucru, pentru că o vacanță prelungită nu ar conduce la nimic bun. Este nevoie să revenim la școală. Cum vom reveni? Înțeleg că decizia va fi luată la finalul acestei săptămâni în funcție de evoluția cifrelor în ceea ce privește rata de infectare, dar și în ceea ce privește rata de vaccinare, rândul cadrelor didactice. Acum se pare că școlile private au folosit această vacanță mult mai productiv, adică au continuat școala online. Este decizia dumnealor. Acest lucru s-a întâmplat și la școlile de stat. Vă spun la mine, școală, profesorii care predau disciplină de examen nu și-au permis să își ia vacanță. Au lucrat în online cu copiii pentru a nu îi scoate din ritm. Pentru că dacă această vacanță la învățământul primar și preșcolar este o vacanță stabilită de multă vreme și practic este firesc să întâmple acest lucru, pentru cei de la gimnaziu și liceu, practic această vacanță nu face altceva decât să-i scoată din acea rutină în care intraseră cât de cât de la începutul anului școlar. Este foarte greu acum pe copil să îl readuci de unde ai pornit. Și atunci, părerea mea că decât această vacanță forțată se impunea practic o desfășurare a activității didactice în mediul online, așa cum s-ar fi putut peste tot, dar faptul că acest lucru nu s-a întâmplat nu este altceva decât o recunoaștere a neputinței sistemului de a oferi acel învățământ online echitabil către toți elevii. Și atunci am preferat să închidem toate școlile și să punem o pauză și de luni să o luăm de la capăt. Cum o vom lua de la capăt? Nu știm. Așteptăm noile directive din partea Ministerului Educației. Cu toții ne dorim să revenim la școală, dar în condiții de siguranță. Să nu uităm că săptămâna trecută Partidul Social Democrat a desfășurat o serie întreagă de consultări cu reprezentanți atât din zona educației, din sănătate, din Horeca, consultări cu experți din domeniu, nu persoane cu funcții politice. Au fost invitați în zona educației, la care am participat și au fost invitați reprezentanți ai sindicatelor reprezentative din învățământul preuniversitar, din învățământul superior, reprezentanți ai elevilor, ai studenților, ai părinților și s-a discutat vis-a-vis de propunerile și, practic, ce-și doresc dumnealor ca beneficiar ai educației, ce-și doresc de la un viitor guvern, până la urmă. Toată lumea a fost, inclusiv reprezentanții școlilor particulare, au fost prezenți la această întâlnire. Toată lumea a chestat la ideea potrivit căreia este nevoie de consultare, iar deciziile ar trebui luate la nivel local în funcție de realitatea din județul sau orașul respectiv, nu o decizie generală cum s-a întâmplat cu această vacanță forțată, unde, într-adevăr, unitățile învățământ particular poate că puteau asigura condițiile sanitare optime pentru a preveni răspândirea acestui virus și nu era nevoie să le închid, cum s-a întâmplat cu această vacanță forțată. Și atunci problema principală, recomandarea, a fost aceea de consultare, să existe consultare cu toate instituțiile statului atunci când se ia o decizie. N-am văzut, această propunere a fost transmisă și către Guvernul României la întâlnirea de sâmbătă, care a avut loc între reprezentanții Guvernului și domnii profesori Străinul Cercel și Rafila. Dumnealor au mers și au prezentat concluziile acestor întâlniri pe care Partidul Social Democrat le-a organizat în decursul săptămânii trecute. N-a fost luat în discuție nimic, n-a fost nimic luat în calcul. Deci toată lumea își dorește consultare, de o decizie care să vină în sprijinul tuturor celor implicați. Vorbesc acum de educație. Și al elevilor, și al părinților, și al cadrelor didactice. Pentru că să nu uităm că avem și resursa umană implicată aici, cadrele didactice, pe care nu s-a ținut cont până la acest moment. Acel ordin comun pe care Ministerul Educației și Ministerul Sănătății l-au emis nu prevedea nimic referitor la situația cadrelor didactice. Ce se întâmplă dacă se îmbolnăvește un profesor sau mai mult, cum s-a întâmplat la mine în școală. Am avut 5 profesori în același timp infectați și am fost nevoiți să suspend cursurile, să trec în online pentru 2 săptămâni. E aceeași reticență a profesorilor legată de vaccinare, de pildă în școala dumneavoastră, a crescut numărul celor care se vaccinează în acest moment? La acest moment, la mine, la nivelul școlii, procentul de vaccinare este de 65% în rândul personalului. În urma suspendării cursurilor și trecerii online, am două colegi s-au vaccinat. Deci, practic, a crescut numărul cu 2. Nu știu, este o reținere, dar revenind acum la campania de vaccinare, uitându-mă pe cifre, la acest moment am văzut că ieri rapoartele arătau faptul că la nivel național am depășit cu puțin 6 milioane de persoane care au parcurs o schemă completă de vaccinare. Dacă ne amintim, premierul Florin Câțu afirma
pe la începutul anului, că își doresc ca în luna mai numărul de persoane vaccinate să fie de 5 milioane. Ce am făcut până la acest moment? Suntem în luna noiembrie și abia suntem la 6.300.000 de persoane vaccinate. De ce această campanie a ieșuat? Viziunea guvernului Câțu ar fi trebuit la sfârșitul lui septembrie să fie 10 milioane. Exact. Nu s-a întâmplat acest lucru. Deci, practic, această campanie de vaccinare a fost un eșec. Și pe această linie trebuie insistat, trebuie mediatizată problema, trebuie demarată o campanie de conștientizare, că până la urmă nu poți să obligi omul, dar trebuie să îl determini pe om să ia o decizie în beneficiul lui, în primul rând, pentru că vaccinându-se persoana se protejează pe el însuși și apoi îi protejează și pe cei din jur. Acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că nu au avut persoanele care să prezinte credibilitate și să aibă puterea de convingere astfel încât să determine populația să se vaccineze, pentru că tot se bazează pe tot felul de zvon. Am auzit că, mi-a spus cineva că, am vorbit cu un doctor și mi-a spus că. Deci cam așa funcționează lucrurile în ceea ce privește vaccinarea în rândul populației. Da, e clar că această campanie de comunicare a eșuat. Aș vrea să vă întreb dacă PSD este pregătit să preia guvernarea în condițiile în care se vehiculează în acest moment tot numele lui Nicolae Ciucă, drept premier, o a doua desemnare. Așa cum vă spuneam în această dimineață, președintele partidului, într-o întâlnire cu reprezentanții prete, a afirmat foarte clar că este dispus să discute cu toți reprezentanții de pe toate și de la toate palierele politice, dacă va fi solicitat. Și, da, Partidul Social Democrat are oameni, are specialiști cu care poate gestiona această situație și oricând este dispus. Așadar, nu contează numele premierului. Asta nu pot să vă spun. Probabil că nu contează numele premierului. Dacă este o persoană care știe să coordoneze și care va lua în calcul, bineînțeles, propunerile pe care Partidul Social Democrat le va avansa. Pentru că, vă spun, avem un set de 10 măsuri pe care nimeni nu l-a luat în considerare până la acest moment. Poate acum se vor trezi în al 12-lea ceas și se vor aplica asupra acestor măsuri. Așa cum am spus și mai înainte, că este nevoie de un guvern care să aibă o majoritate în spate sau să fie un guvern de Uniune Națională pentru a traversa această perioadă. Partidul Social Democrat este adeptul legilor anticipate, dar nu acum, nu este momentul. Acum România se află într-o criză. Organizarea alegerilor anticipate, practic, ar conduce România ar adânci această criză și nu ar avea niciun rezultat. Și atunci, propunerea noastră a fost aceea de a organiza aceste alegeri anticipate în primăvară. Când poate și situația pandemică se va relaxa, când oamenii vor ieși din iarnă, cum vor ieși, vom vedea, pentru că prețurile vor exploda, este o realitate. Dar de ce credeți că există această obsesie cu premier PNL? A picat guvernul Câțu, a fost desemnat Nicolae Ciucă și a depus mandatul, urmează tot o nominalizare de la PNL, se pare că tot Nicolae Ciucă, așa cum spuneam. Da, sunt scenarii și scenarii. Nu vă pot spune care ar fi o variantă mai credibilă sau mai puțin credibilă dintre cele avansate. Rămâne acum ca președintele să își exercite atributele și anume acelea de a nominaliza un nou premier care, sper dacă eu... Dacă vor fi din nou consultări, PSD va merge cu un nume? Nu pot să vă spun acest lucru, nu cred că s-a discutat în forurile de conducere ale partidului la acest moment. Cert este că Partidul Social Democrat va merge la discuții și va fi deschis pentru colaborare, bineînțeles, v-am spus, în condițiile în care măsurile propuse de noi vor fi luate în calcul. O nouă coaliție are șanse să se nască în acest moment, adică PNL, PSD, UDMR, într-o țară în care moare câte un om la fiecare 3 minute. Aș vrea să comentăm puțin o declarație pe care a făcut-o Vasile Dâncu. El spune așa: ne gândim că prima lor variantă pe care ar alege-o în mod firesc, și noi înțelegem de ce, nu e nicio problemă asta, vor încerca să readucă USR-ul la masa negocierilor pentru a face împreună o majoritate. Dacă nu vor recurge la acest lucru, atunci noi așteptăm ofertele pe care le vor face celorlalte partide. Noi am fost flexibili de la început. Așadar, așteptați negocieri cu ceilalți, iar PSD-ul va fi la final într-o discuție care variantă, va rotunji cumva negocierea și va da și o soluție? Există varianta de refacere a coaliției PNL-USR-UDMR, dar există și o variantă plauzibilă, zic eu, în care Partidul Social Democrat să fie luat în... la discuții și să proiectul în considerare, pentru că, așa cum vă spuneam, este nevoie de o susținere în Parlament, de o majoritate pentru acest guvern. Dar trebuie să ținem cont de un lucru.
părerea mea, este nevoie de acele partide care militează pentru drepturile și pentru binele cetățenilor, nu ceea ce s-a întâmplat până acum. Nu știu, n-am văzut nimic bun pentru cetățeni din partea USR, din partea coaliției PNL-USR. Vedem ce se întâmplă în spitale, vedem ce se întâmplă în școli, vedem ce se întâmplă în spațiul economic al țării. Și atunci cred eu că varianta cea mai bună la acest moment, într-adevăr, ar fi o alianță PNL PSD și, bineînțeles, UDMR. Dar totuși, PSD a vrut la un moment dat un guvern de tehnocrați. Acum, iată, PSD vrea la guvernare. A fost și această o variantă avansată, dar n-am fost luată în discuție. Noi am propus soluții de fiecare dată, dar nimeni nu s-a luat în considerare și iată că de cele mai multe ori au ajuns la vorba noastră. Și cu măsurile pentru prevenirea pandemiei și cu constituirea noului guvern. Acum vedem ce va decide președintele și persoana care va fi din nou nominalizată ca premier să creeze acest nou guvern. Rămâne de văzut. Nu vă pot spune că nu sunt măsură să anticipez. Totuși e o situație foarte interesantă, pentru că există multe incompatibilități între PNL și PSD, care în această perioadă s-au multiplicat, s-au accentuat. Și există chiar la PNL o hotărâre referitoare la non-colaborarea cu PSD. Cum se va realiza această armonizare până la urmă? Sunt niște lupte de orgolii personale, zic eu. Sunt niște decizii ale unor lideri. Nu cred că sunt opinii generale la nivelul celor două partide. Să nu uităm că PNL și PSD au mai guvernat împreună, să nu uităm USL-ul. Da? Și atunci lucrurile au mers foarte bine. Da? De ce nu s-a întâmplat și acum acest lucru? Pentru că își doresc anumite persoane să elimine Partidul Social Democrat din toate structurile. Acest lucru teoretic nu se poate, pentru că și Partidul Social Democrat are girul unui număr suficient de cetățeni care au votat pentru acest partid, iar în ultima perioadă se vede foarte clar în sondaje că Partidul Social Democrat a câștigat teren în detrimentul celor două partide care n-au făcut altceva decât să eșueze în demersul lor de a guverna România. Da, iată că și primarul Craiovei spune că se impune intrarea PSD la guvernare, Elia Ulguța Vasilescu. Nouă trebuia să ni se dea mandatul să formăm guvernul încă din 2020. După 2 ani de guvernare de dreapta, a înțeles și populația că dacă mai stăm așa, nu reparăm nimic. Încă 3 ani cu guvernare de dreapta, poate să vină orice partid este pe lumea asta și că nu va putea să mai repare ceva. Are perfectă dreptate. Din punct de vedere și matematic și politic, Partidul Social Democrat ar fi trebuit să aibă toate aturile pentru a crea un guvern încă din 2020, pentru că avem cea mai mare reprezentativitate în Parlament. Deci, practic, avem 33%, dacă mi-aduc bine aminte, comparativ cu celelalte partide care, adunate, au ajuns la majoritatea de 50. Credeți că va rezista o coaliție cu PNL și UDMR măcar mai mult decât cea pe care am avut-o? Având în vedere situația în care ne aflăm, ar trebui să reziste, cel puțin până trecem acest hop, până în primăvară. Acest guvern ar trebui să reziste și să pună în aplicare niște măsuri care să vină în sprijinul populației, să vină să militeze pentru oameni, cu oameni și pentru oameni. Nu așa cum s-a întâmplat până acum și vedem ce se întâmplă, vedem câți oameni au murit în ultima perioadă și nimeni nu este interesat. A trecut o vară întreagă și n-am văzut să se întâmple nimic în domeniul medical. Nu s-a întâmplat nimic, o creștere a numărului de paturi la ATI sau preocupări pentru îmbunătățirea situației. N-am văzut nimic în educație, toată lumea a stat bine mersi toată vara. Nu s-au desfășurat programe de formare pentru profesori, pentru a-i pregăti să lucreze online, pentru că se știa de valul 4 încă din primăvară, se anticipa acest val. Nu s-a întâmplat nimic în ceea ce privește dotarea unităților de învățământ cu device-urile necesare pentru a asigura accesul la învățământ online tuturor elevilor. Sunt școli și la acest moment care nu sunt conectate la internet. Mă uitam în programul de guvernare și am văzut că sunt măsuri care sunt luate cu copy-paste unele dintre ei din programul de guvernare al Partidului Social Democrat. Păi, la plecarea noastră din minister în 2019 am lăsat o fișă de proiect cu privire la digitalizarea sistemului de educație. Proiect care cuprindea catalog virtual, bibliotecă virtuală, clase inteligente. Acum am văzut că e măsură preluată în draftul de program care a fost prezentat sâmbătă de către guvernul care tocmai și-a depus mandatul ieri. Dar sunt măsuri pe care noi le-am avansat. Sau măsuri cu privire la asigurarea unui mediu sănătos în unitățile de învățământ. Păi de ce propui acum pentru viitor să asiguri un mediu sănătos în unitățile de învățământ? Ce ai făcut până acum? Că sunteți la guvernare de 2 ani de zile, din 2019. Ce s-a întâmplat? Cum s-a îmbunătățit situația în școlile din România? Dacă a fost o situație bună, un mediu sănătos, nu s-ar fi întâmplat să avem cazuri, nenumărate
cazuri de îmbolnăvire în rândul elevilor, în rândul cadrelor didactice. Vrem să deschidem școlile, vrem să ținem școlile deschise. Este și de vita noastră, Partidul Social Democrat, școli deschise, dar în siguranță. Să asigurăm acea testare periodică de care tot am vorbit de când a debutat pandemia și nimeni nu s-a plecat asupra acestei propuneri. Au venit acum o lună să spună că ține școlile deschise și asigură testare. Cu ce facem testare periodică? Nu știu dacă la acest moment, la nivel de Ministerul Sănătății, s-a decis care va fi acel test non-invaziv care va fi folosit pentru a testa periodic elevii. S-a vorbit despre testul de salivă, dar încă nu știm. Nu s-a făcut achiziție publică. E nevoie de achiziție publică, e nevoie de procedură. Ce facem? Procedăm la fel ca și cu măștile, când s-au cumpărat măștile la Ministerul Educației, s-au trimis în școli și în fiecare cutie de măști lipsea una sau două din 50. Probabil că asta se dorește. Este o altă formă de a mai sifona niște fonduri până acum, la urmă. Între timp crește alarmat numărul de decese, 591, așa cum spuneam, aproape 600 de morți în 24 de ore. Cazuri noi, 11.073. E o scădere. Da, am văzut, asistăm la o scădere a ratei. Începe să-mi fie teamă să spun că e un platou sau e o ușoară scădere a numărului de cazuri noi, pentru că am senzația că influențăm oamenii să nu mai meargă să se vaccineze. Dar încă nu avem niciun motiv să ne bucurăm. Nu, este doar o chestie de primul moment. Citeam mai devreme că ieri, după... Din data de 10 octombrie a fost prima zi în care rata de îmbolnăvire a scăzut sub 14 la mie, undeva la 13,85 la nivelul municipiului București, iar azi am văzut că rata la nivel național este de 13,35 comunicată. Într-adevăr, se observă o ușoară scădere, ne aflăm pe un trend descrescător, dar foarte sensibil. Poate că și această măsură de a ține elevii acasă, de a nu-i aduce la școală. Poate că a contribuit și această măsură, deci atâta partea plină a paharului. Dar ții elevii acasă în condițiile în care morurile sunt deschise, au acces peste tot, sunt în vacanță, mai bine îi ții acasă și îi pui să lucreze online. Că îi ții ocupați, cel puțin 4-5-6 ore sunt ocupați cu școala. N-au timp să bântuie. Așa, mare parte dintre ei, fiind în vacanță, au plecat de colo-colo, pentru că unii au certificate verzi, pot intra la moruri, pot intra la film și atunci n-am făcut nimic. Da? Din păcate, orice informație de ameliorare a situației îi întoarce pe oameni din drum de la vaccinare. Inclusiv ceea ce spuneați dumneavoastră cu accesul la moluri, certificatul verde a fost respins în Senat și aici s-a vorbit despre faptul că PSD a fost unul dintre artizanii respingerii și de ce nu înțelege PSD că dacă certificatul verde nu trece nici de Camera Deputaților, vom avea din nou o mare problemă cu această convingere a oamenilor de a veni să se vaccineze. Pentru, din punctul nostru de vedere, acest certificat verde este o formă de discriminare, cumva. Deci nu suntem împotriva vaccinării. Practic susținem acest demers. Așa cum am mai spus, vaccinarea este un act care ține de propria conștiință a persoanei. Persoana decide dacă trebuie sau nu, pentru că sunt cazuri și cazuri. Nu poți să-i obligi pe toți să vaccineze. Sunt persoane care au probleme și care nu se poate administra acest vaccin. Nu aș trebui să condiționez accesul în spațiile publice, accesul la muncă, accesul la educație de existența acestui certificat. Eu, ca și for de guvernământ, ar trebui să fac toate demersurile să-i determin pe oameni să se vaccineze, nu să-i constrâng. Pentru că, până la urmă, acest certificat verde ar fi produs discriminare, segregare, practic, împărtirea în două categorii, vaccinați, nevaccinați, posesori sau neposesori ai acestui certificat. Și atunci, rolul meu ca stat este acela de a-i determina să recurgă la această vaccinare, măsura în care, bineînțeles, nu sunt probleme de sănătate, dar acest lucru nu se întâmplă. Deci nu cred că prin măsuri coercitive se poate ajunge la un anumit obiectiv. Introducerea acestui certificat verde a adus un număr foarte mare de oameni să se vaccineze cu prima doză. Da, așa este. Iată, avem 1876 de persoane internate în acest moment la terapie intensivă. Așadar, cazurile grave, mortalitatea la noi este foarte ridicată. De ce credeți că în Europa de Est avem această situație? Am rămas această enclavă. Poate că acolo cetățenii sunt mult mai responsabili. Poate că acolo campania de informare a fost una bine organizată și cu efectele scontate pentru că a fost prezentată de persoane care
era o abilitate să facă acest lucru, cu credibilitatea necesară în rândul populației și atunci rezultatele sunt care sunt. La noi, această campanie, părerea mea, a fost un eșec de la bun început. Cine să-ți prezinte campania de vaccinare? Reprezentanții guvernului care stau în birou și fumează și consumă alcool fără măști, persoane care, președintele statului care se duce la congres cu 5.000 de persoane și nu pune mască? În cine să ai încredere în această țară? Când vezi foarte... Una ți se spune, alta vezi pe sticlă. Deci oamenii sunt debusolați. Ori mergem și suntem consecventi în anumite, pe anumite principii și le aplicăm de sus până jos, ori vedem ce se întâmplă și astea sunt rezultatele. Oamenii, într-adevăr, pendulează între a se vaccina sau a nu se vaccina, pentru că așa au auzit, dar de ce să mă vaccinez dacă ăla nu s-a vaccinat și așa mai departe. Pe ce canale de comunicare... Spre ce ținte trebuie să meargă această campanie de comunicare în acest moment? Pentru că suntem într-o situație aproape fără ieșire. Așteptăm să treacă valul. Cine scapă, bine. Cine nu, e o luptă de supraviețuire pe cont propriu. Fiecare trebuie individual să se păzească. Nu mai există acea idee că trebuie să vină niște măsuri coercitive de la stat și noi trebuie să ne supunem. S-ar fi putut implica în această... Fiecare trebuie să descurce în acest moment. În această campanie, părerea mea, și aș vedea, ar fi putut fi implicate toate unitățile de învățământ din această țară. Sunt 7.000 de unități de învățământ cu personalitate juridică. Dacă deplasam în fiecare unitate de învățământ echipe care să aducă la discuție părinții, este foarte important să discut cu părinții, să le prezint care sunt avantajele, care sunt riscurile, care sunt efectele, până la urmă să îi determin, să conștientizeze importanța acestui vaccin, cu siguranță lucrurile ar fi mers altfel. S-au făcut niște campanii la nivel de județe, au mers reprezentanți din minister, au mers persoane care practic n-aveau nicio legătură cu domeniul medical, au mers economiști să prezinte campania de vaccinare. Nu e normal ce se întâmplă. Tu trebuie să dezvolți un sistem, o rețea, practic, prin care să vii, să intri în contact direct până la firul ierbii, să discuți cu persoanele. Au făcut un pas în spate și medicii de familie, de la care aveam alte așteptări. O treime dintre ei s-au implicat în campania de vaccinare. Un număr foarte mic, totuși. Dacă la nivel ca să înalt, mai vorbim despre cei care promovează antivaccinarea. Așa este, dar dacă la nivel de conducere a sistemului medical nu s-a coborât până la nivel medicului de familie, să organizăm campanii în cabinetele de medicină de familie. Nu e suficient afișat să pun un afiș. Da, ăla îl văd, trec mai departe. Trebuie să discut cu omul trebuie să înțeleagă. Acest lucru nu s-a întâmplat. Poate că sunt idei, poate greu de pus în practică, dar eu așa văd lucrurile. Credeți că și biserica ar fi trebuit să aibă un rol mai vizibil în această perioadă? După ce biserica a fost blamată de cei care ne conduc în această coaliție, nu știu cât ar fi trebuit să implice biserica. Eu zic că s-a implicat biserica și mesajele venite din această direcție au fost luate în considerare și s-au văzut rezultatele. Da, cred că toate instituțiile statului ar fi trebuit să implice, și biserică, și școală, și spital, și tot ce înseamnă domeniul care are de a face cu publicul, ar fi trebuit să implice și să fie mai proactiv în această campanie, părerea mea. Dar vă spun, această campanie trebuie coordonată. Este foarte important cine coordonează și cum coordonează această campanie. Dacă tu, ca și premier, spui că vei demara o anchetă să vezi cum s-a desfășurat campania de vaccinare care este în grădina ta, practic este în ordinea ta a guvernului, ce, să te autoanchetezi pe tine? Recunoști că nu ești capabil, n-ai fost capabil să pui în aplicare niște măsuri, o strategie care practic ar trebui să dea alte rezultate decât ceea ce vedem la acest moment. 6.300.000 de persoane care au parcurs schema completă de vaccinare în luna noiembrie, în condiții în care în luna mai tu afirmai că vei avea 5 milioane de vaccinați. Care sunt ministerele pe care le vrea PSD? Nu pot să vă spun la acest moment, nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că discuțiile urmează a se purta. După ce președintele partidului va intra la discuții, probabil că vom avea și informații cu privire la solicitările Partidului Social Democrat. Dar unde credeți că sunt punctele nevralgice? Unde aveți oameni foarte buni care s-ar putea implica să schimbe lucrurile? Cred că un minister foarte important e Ministerul Sănătății, unde Partidul Social Democrat are experți și cred că am putea să gestionăm mult mai bine decât au gestionat cei de la USR până la acest moment situația la nivel național. Un exemplu. Aveți nume? Sau așteptați... Nu pot să fac nominalizări, dar cred că toată lumea știe echipa Partidului Social Democrat. Sunt oameni cunoscuți, oameni cu experiență și oameni care au dat recomandări, dar care n-au fost luate în calcul de cei care au guvernat până la acest moment. Credeți că... Nu uităm că am avansat și un nume de premier la un moment dat, domnul profesor Rafila. Cred că este persoana
cea mai indicată pentru un astfel de domeniu a sănătății. Credeți că în Parlament se poate crea o coaliție responsabilă care să reducă la tăcere anarhiștii, dar care să nu supere foarte tare nici alegătorii? Nu am calitate de parlamentar, nu știu ce se întâmplă acolo decât de la televizor și din discuții. Pentru că și acolo e nevoie de o majoritate. Eu zic că în orice organizație se poate întâmpla acest lucru. Câte vreme vii cu argumente și vii cu niște măsuri clare, concrete și cu măsuri care să dea rezultate, cred că poți închide gura oricărui dușman, oricărui dizident din interiorul unui grup. Aș vrea să discutăm puțin despre iarna care se apropie și despre facturile astronomice care ne așteaptă. Guvernul va aloca din fondul de rezervă sumele de bani necesare orașelor care furnizează căldură, astfel încât să plătească o parte din subvenția la gigacalorie. Acesta a spus că este o soluție pe termen scurt pentru a trece peste iarnă, dar avem nevoie și de soluții pe termen lung. Le putem găsi. Iată, Timișoara stă de zile bune fără apă caldă și căldură. Ca și Bucureștiul. Ca și Bucureștiul. Da. Mii de blocuri, circa 100 de mii de oameni nu au apă caldă și căldură de mai bine de o lună. Așa este. Din păcate, asistăm la o situație previzibilă, din punctul meu de vedere, cu toate că primarul, vorbim de București acum, primarul general a afirmat că din a doua zi de mandat va rezolva problema apei calde și a căldurii. Probabil că aș circulă o glumă pe internet, vreți căldură, stați în colțul camerei că sunt 90 de grade. Probabil că pe asta se bazează, fiind matematician la bază. Dar situația este cu totul și cu totul critică la acest moment. Asistăm la o creștere de prețuri, creștere care a fost determinată mare parte de această decizie de liberalizare a prețurilor la energie și la gaz. Ne confundăm acum cu o creștere a prețului pe gigacalorie, cu o creștere a tarifelor pentru transportul și distribuția energiei termice către consumatorii finali și iată că, într-adevăr, este nevoie de o majorare, cumva, a subvenției pentru cetățeni, astfel încât aceștia să nu resimtă efectele. Să sperăm că acest guvern, care încă mai funcționează, guvernul demis, sau viitorul guvern, va identifica soluții astfel încât cetățeanul să nu sufere în această an, adică bugetul cetățenilor să nu fie afectat atât de tare așa cum se prevede la acest moment. Asistăm la o creștere cu 85% a prețului gigacaloriei, la care se mai adaugă și o creștere de 85% în ceea ce privește serviciile de transport și distribuție. Deci, practic, prețul gigacaloriei ar ajunge undeva la 910 lei cu TVA în această iarnă. În condițiile în care anul trecut... Și încă nu se știe dacă va fi și cât va fi subvenția. Exact. În condițiile în care anul trecut prețul suportat de către consumatorul final, de către utilizatorii casnici, a fost de 163 de lei pe gigacalorie. În acest moment, dacă se va merge pe același raport ca și anul trecut, respectiv... Adică o treime consumatorul, două treime... Exact. Unul la doi. Practic, undeva ar trebui să ajungă undeva pe la 300 de lei prețul gigacalorie pentru consumatorul final. Ieri au avut loc discuții la nivelul primăriei capitalei. Primarul general a convocat la discuții reprezentanții termoenergetica și reprezentanții grupurilor politice ale consilierilor generali și s-a discutat această problemă. S-a prezentat situația, s-a prezentat realitatea din teren, urmând ca primarul general să discute cu premierul țării cu privire la valoarea acestei suplimentarea subvenției pe care Primăria Capitalei ar putea să o acorde cetățenilor și posibilitatea de a crește cumva contravaloarea acestuia, astfel încât să reducem pe cât posibil efortul financiar al consumatorului final. Au fost discuții cu privire la situația termoenergetică. S-a propus de către primarul general să se renunțe la cota de profit. Acest lucru este imposibil, pentru că din acea cotă de profit, care nu e decât de 5%, practic termoenergetica își creează un fond de rulment din care asigură fluxul de plăți pentru furnizorii cu care lucrează. La un moment dat se discuta vis-a-vis de reducerea cheltuielilor de personal ale termoenergetica, care sunt de 13% din costul pe care ei îl practică. Dar se pierde din vedere un aspect foarte important. Au un număr foarte mare de angajați, aproximativ 60 de angajați pe zi sunt
în concediu medical pentru infectare cu COVID și cunoaștem foarte bine că aceste indemnizații de concediu pentru COVID nu mai sunt suportate din fondul de concedii medicale de la Casa de Sănătate, sunt suportate direct de către angajator. Deci, practic, la acest moment nu se poate pune problema reducerii cheltuielilor de personal. Și atunci, în aceste condiții, este de discutat la nivel înalt cu privire la modalitatea de acoperire a acestei creșteri cu care, cu siguranță, ne vom confrunta în această iarnă. Dar să revenim la de unde am plecat. Ce a făcut primarul general în perioada de un an de zile de când a preluat mandatul? Primarul Zero, așa l-am numit în ultima ședință de Consiliu, așa a fost botezat, primarul Zero, care n-a reușit să ducă la îndeplinire nimic din ceea ce a propus. Și a propus 60 de kilometri de modernizare a rețelei de termoficare. A realizat doar 6. De ce acest lucru? Avem un proiect care urmează să fie finanțat din programul POIM, Programul Operațional Infrastructură Mare, de 210 milioane de euro. La acest moment nu s-a mișcat nimic pe acel proiect de modernizare a rețelei de termoficare. N-a fost demarată nicio procedură. Este în procedură de licitație la acest moment o lucrare de modernizare a rețelei pentru 40 de kilometri, am impresia. La acest moment se organizează licitația. Dar ce a făcut primarul general până în luna noiembrie? Am stat în concediu, am stat în carantină, ne-am plimbat pe la mare, ne-am ascuns de presă, iar acum când ne ajung cu titlul la os, începem să dăm din colț în colț. Înțeleg că primarul general este cumva foarte speriat de ceea ce se întâmplă și ceea ce ar urma să se întâmple, pentru că în condițiile în care ajungi de la 163 de lei la 300 de lei, practic, prețul pe gigacalorie, s-ar putea ca oamenii să iasă în stradă, pentru că atunci când te ajungi cu titlul la os și nu ai cu ce să plătești, s-ar putea să... Dacă primarul general e speriat, clar, este depășit de situație. Asta este... Și directorul Termoenergetica avea și câteva explicații. Spunea că bucureștenii suferă pentru că există o rețea primară de 1000 de kilometri și o alta secundară de vreo 3000 de kilometri. Practic, nemodernizată de 10-15 ani. De aceea sunt și frecvente avarii, apar găuri, spărturi aproape zilnic. Așa este. La acest moment în București sunt aproximativ 5.000 de kilometri de rețea care nu este modernizată. Venim și dăm exemplul celor de la Oradea. Acolo sunt 17 kilometri. Să nu uităm că doamna primar Gabriela Fir a realizat această distanță într-un an de zile, a reușit să modernizeze într-un an de zile. Deci, practic, Oradea nu este exemplu pentru noi. Ce a făcut domnul primar general de când a preluat mandatul? Nu știe decât să se plângă vis-a-vis de greaua moștenită, de arieratele pe care le-a moștenit atunci când a preluat primăria. De ce credeți că nu avem nici măcar o licitație finalizată? Pentru că am înțeles că există un contract semnat pentru modernizarea cu bani europeni a circa 200 de kilometri de conducte. Da, există contract semnat. Contractul dar nu e semnat, licitația e în așteptare, nimeni nu știe ce se întâmplă cu ea. Din punct de vedere, principalul motiv este incompetența. Așa ați văzut acest lucru în concursurile pe care Primăria Generală le-a organizat pentru angajarea diverselor pe diverse funcții, la care au participat oamenii dumnealor și care n-au fost în stare să promoveze concursul organizat de dumnealor. Deci este un prim răspuns. Incompetența, lipsa de implicare, lipsa de pricepere până la urmă în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, pentru că nu este ușor să gestionezi un astfel de proiect și atunci mai bine stăm și dormim pe documente decât să lucrăm și să întreprindem măsuri în beneficiul bucureștenilor. Iar rezultatele se văd la acest moment și se vor vedea în continuare. Și în această iarnă cetățenii bucureșteni nu vor avea apă caldă mult promisă și căldura mult promisă de către primarul general la momentul alegerilor. Dar există soluția boilerului electric. Așa e, dar cineva a avansat această, a avansat această soluție. Așa este. Dar ce ne facem? Că și costul energiei a scăpat de sub control, dar grație măsurilor demersului și implicării Partidului Social Democrat, am reușit să trecem acea lege cu privire la plafonarea prețurilor la energie și la gaze, în urma petiției pe care Partidul Social Democrat a inițiat-o și pe care a prezentat-o în Parlament și legea respectivă a trecut și chiar a fost promulgată de președintele țării. Tot o soluție propusă de PSD, discutată și avansată de mult, dar care nu a fost luată în calcul de guvernările PNL de până acum. Da. Potrivit specialiștilor, eliminarea de către guvern a subvenției, că deocamdată nu știm ce se va întâmpla cu ea, subvenție la gigacalorie, va duce la o creștere a costului lunar al întreținerii, atenție, între 50 și 300%. Așa este. În condițiile în care sunt oameni care intră în iarnă cu datorii la întreținere. La ce se va întâmpla cu ei? La acest moment, bugetul primăriei capitalei acoperă undeva la 900 de milioane această subvenție. Pentru a acoperi creșterile propuse, ar fi nevoie de undeva la 1,2-1,4 miliarde de lei pentru a acoperi aceste
creșteri. Rămâne de văzut cât va putea suplimenta guvernul pentru a veni în sprijinul populației și să mergem pe același raport 1 la 2 ca anul trecut. Dacă vor fi soluții și se vor identifica fonduri pentru a crește acest buget, astfel încât primăria să suporte mai mult decât în anul trecut, rămâne de văzut. Rămâne de văzut ce va face acest guvern demis sau viitorul guvern poate va veni cu măsuri și va rezolva cumva problema acestor costuri enorme pentru energie pe care bucureștenii ar trebui să le suporte în această iarnă. Să știți că primarul Nicușor Dan a venit cu 3 mesaje, le cere bucureștenilor să stea liniștiți pentru că primăria va subvenționa în continuare gigacaloria, nu dă informații clare, certe. Spune așa, primul mesaj, va subvenționa în continuare așadar gigacaloria. Al doilea mesaj, o să fie puțin mai bine ca iarna precedentă, pentru că s-au făcut reparații. Iar al treilea mesaj, să aibă răbdare bucureștenii, pe termen lung o să rezolvăm această problemă. Așa, acesta a fost mesajul și din campanie. Deci nimic concret. Nimic concret, exact. Da, într-adevăr, primăria capitalei va subvenționa. Există la acest moment 900 de milioane de lei în buget care pentru această subvenție. Ca să mergem pe raportul de anul trecut 1 la 2, ar mai fi nevoie de undeva la 300 de milioane, undeva 1,2 miliarde lei ar trebui să aibă în buget primăria pentru subvenție. Pe principiul 1 la 3, dacă nu uităm că anul trecut am mers pe principiul 1 la 2 și aveam 163 de lei, acum pe principiul 1 la 2 am avea 300 de lei pe calorie și atunci... Bun găsit, Ana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Discutam despre iarna care ne va îngheța buzunarele, așa cum spuneai și tu, cu domnul Florin Lixandru, consilier general în primăria capitalei. Termoenergetica tocmai a anunțat că va majora tariful, sau măcar cere majorarea tarifului de distribuție și transport a energiei termice cu peste 85%. Tariful actual este de 220 de lei fără TVA, iar majorarea cerută trebuie aprobată de ANRE. Atenție acum, aceste majorări îi se adaugă și cea cu 86% a prețului de producție a gigacaloriei de la 206 la 329 de lei plus TVA pentru Elcen. Ce înseamnă asta, domnule Alexandru? Că un apartament cu două camere, ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc, consumă iarna în jur de 2 gigacalorii pe lună, la un preț de 900 de lei pe gigacalorie, din care subvenția primăriei este de 600 de lei, 300 de lei plătește bucureșteanul. Factura ajunge undeva la 600 de lei pe lună. În condițiile în care, spuneam ceva mai devreme, mulți bucureșteni intră deja în iarnă cu datorii la întreținere. Așa este. Asistăm la o creștere de preț a gigacaloriei, generată pe de o parte de costul producției de energie termică, urmarea liberalizării prețurilor la energie și la gaz, și asistăm totodată și la o creștere a tarifelor cu privire la transportul și distribuția energiei termice. Acest lucru va genera, practic, o creștere undeva al în jurul prețului de 910 lei cu TVA în gigacaloriei, din care primăria capitalei, dacă merge pe principiul de anul trecut de 2 la 1, ar suporta două treimi, o treime ar trebui să suporte persoana, ar trebui să plătească 300 de lei. Dar la acest moment, pentru a ne-a putea angaja în acest demers de suportare a cel puțin două treimi din costul gigacaloriei, este nevoie de o suplimentare a bugetului primăriei capitalei pentru această subvenție, care la acest moment este de 900 de milioane de lei și ar fi nevoie de 1,2 miliarde de lei pentru a putea acoperi acest necesar în condițiile în care mergem pe raportul de anul trecut, 1 la 2, în condițiile în care anul trecut cetățeanul suporta 163 de lei. Să înțeleg că în acest moment nu există bani în bugetul primăriei. La acest moment există doar 900 de milioane de lei prevăzut pentru a suporta pentru această subvenție. Urmează ca primarul general, în urma discuțiilor pe care ieri le-a purtat cu reprezentanții Termoenergetica și cu reprezentanții consilierilor generali de la toate grupurile politice, să meargă să discute cu premierul României, nu știu care premier, cel demis sau poate cel nou investit, cu privire la identificarea de soluții și la suplimentarea acestei sume din bugetul primăriei pentru a putea acoperi subvenția necesară, astfel încât populația să nu resimtă atât de tare aceste creșteri de prețuri. Da, urmărim și noi ce se va întâmpla. Ana, înapoi la tine. Noi continuăm discuția aici. Da, practic, Termoenergetica are două motive majore
ca să crească acest preț? Pierderile enorme din rețea, pe de o parte, și prețul de producere a gigacaloriei, care, așa cum care este spuneam, afectat a crescut de costul materiei prime, până la urmă, că de aici pornește toată treaba, iar costul tarifelor se majorează și la ei pentru că sunt creșteri obiective. Într-adevăr, acele pierderi trebuie recuperate cumva. Probabil că asta este chestiunea lor de management intern. Nu pot să vă spun cum au fost calculate costurile, că n-am fost implicat. Chiar dacă sunt economist, nu m-am aplicat asupra acestei probleme, dar poate voi studia problema să vedem cum s-a ajuns la acest procent de creștere și în ceea ce privește tarifele de distribuție. Vom vedea ce se va întâmpla și de unde vor apărea banii în buget, pentru că pentru 2021 subvenția se ridică la peste 1 miliard de lei, asta în condițiile în care primăria are deja datorii de peste jumătate de miliard de lei către Elcen. Așa este. Și asta este o realitate. Așadar, probabil că se va ajunge la o incapacitate de plată dacă nu se va suplimenta bugetul. Asta trebuie să țină de măiestria primarului general, care trebuie să știe să jongleze și cu cifrele, să știe să negocieze, să știe să discute cu toți partenerii. Rămâne de văzut. Dar, din păcate, rămâne de văzut pe spatele cetățenilor, care sunt cei care, în ultimă instanță, vor simți greul. Domnule Florin Lixandru, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Domnilor, realitatea din PSD la final, zi frumoasă în continuare. La revedere!